Pentru a marca numeroasele realizări ale nevăzătorilor și slab văzătorilor și pentru a recunoaște rolul bastonului alb în creșterea independenței de mișcare, se sărbătorește în fiecare an, la 15 octombrie, ziua bastonului alb. Astăzi, la Roman, Asociația Nevăzătorilor și Poliția Română și-au dat mâna pentru a crea un eveniment menit să atragă atenția, în special conducătorilor auto, asupra obligativității de a ceda trecerea persoanelor care traversează strada ținând în mână bastonul alb. Sărbătorim ziua bastonului alb pe data de 15 octombrie. Din păcate, azi suntem la Roman și ținem azi sărbătoarea bastonului alb, în care este prevăzut bastonul alb în tracă fic pentru persoane nevăzătoare care vor fi socrotite prin lege, prin codul rutier, pentru prevenirea accidentelor în trafic. Ce pot să vă spun? Aș dori ca să fim auziți, să fim cunoscuți că bastonul alb este protejarea în trafic a nevăzătorilor. Și în moment când persoanele din orașul Roman găsesc asemenea persoană în trafic, să fie sprijinit pentru orice probleme pentru a preveni accidentul în trafic. Polițiștii de la rutier au fost alături de nevăzători și le-au atras atenția conducătorilor auto asupra obligativității respectării drepturilor celor ce poartă bastonul alb, subliniind faptul că în sens contrar șoferii vor rămâne fără permis. Executa o activitate de prevenire a accidentelor rutiere pe linia respectării semnalelor trasate de cu bastonul alb și vom verifica dacă conducătorii de vehicule care se vor deplasa pe bulevardul Roman Ușat cunosc semnificația bastonului alb și cunosc faptul că sunt obligați să se oprească atunci când o persoană ridică bastonul alb pentru a traversa o cale de circulație. Ce se întâmplă dacă nu respectă această indicație? Ce riscă un șofer? Sancțiunea prevăzută de codul rutier este de reținerea permisului de conducere plus 4 puncte amendă. Din ce știți dumneavoastră, s-au întâmplat accidente? Până în prezent nu am avut astfel de cazuri pe raza de competență. Din păcate, cei mai mulți dintre șoferi au fost prinși în timp ce nu i-au permis bărbatului ce purta bastonul alb să traverseze strada în siguranță. Astăzi, conducătorii auto au fost doar avertizați, dar pe viitor riscă să rămână fără carnet. Bună ziua! Ajungem de la Poliția Rutieră, vă rog să-mi prezentați documentele dumneavoastră. Domnul conducător auto, în momentul în care ați ajuns la trecerea pentru pietoni de la intersecția străzii cu Oituș cu bulevardul Roman Mușat, o persoană cu un baston alb s-a angajat în traversare. Cunoașteți ce obligații aveți când cineva ridică bastonul alb de nevăzător? Nu a fost atent. Nu ați fost atent. Sunteți pasibil de amendă de 420 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile. Așteptă această... E rău, puteați produce un accident rutier care se putea solda cu victime. Vă rugăm pe viitor să respectați legea și să acordați prioritate persoanelor care au drept. La ridicarea bastonului alb de nevăzător sunteți obligați să opriți, indiferent de culoarea semaforului sau locul prin care traversează. Precizăm faptul că fiecare conducător auto are obligația, indiferent de culoarea semaforului, să oprească atunci când un nevăzător ridică bastonul alb și pășește pentru a traversa strada.